să fug? După ce vei citi aceasta, imaginează-ți că asta ți se întâmplă ție. Într-o dimineață, în timpul serviciului religios, cei 2000 de membri ai congregației au fost surprinși să vadă intrând doi oameni, amândoi îmbrăcați din cap până în picioare în negru și având la ei pistoale automate. Unul dintre ei spuse: cine este dispus să încaseze un glonț pentru Hristos, să rămână pe loc? Imediat, corul a fugit. Diaconii au fugit și cea mai mare parte a congregației a fugit. Din cei 2000, a mai rămas numai 20. Bărbatul care vorbise și-a scos gluga s-a uitat apoi la predicator și a spus: bine, frate, te-am scăpat de toți ipocriții. Acum pot începe predica. O zi bună. Și cei doi oameni s-au întors și au plecat. E amuzant cât de ușor îl dau oamenii la gunoi pe Dumnezeu și apoi ne întrebăm de ce lumea este în condițiile în care e astăzi. Amuzant cum noi credem ce scrie Iarul, dar ne îndoim de ce spune Biblia. Amuzant cum toți doresc să meargă în ceruri fără să creadă, gândească, vorbească sau să facă ceva ce Biblia spune. Amuzant cum cineva poate spune: cred în Dumnezeu, dar încă îl urmează pe Satan, care aproape de asemenea crede și el în Dumnezeu. Amuzant cum poți trimite mii de glume prin e-mail și te răspundezi ca un foc sălbatic, dar când vrei să trimiți mesaje cu caracter religios, te gândești de două ori dacă să trimiți ori nu. Amuzant cum dezmățul cu zimea, vulgarul și obscenul trec nestingherit prin ciberspațiu. Prin discuțiile publicate despre Isus sunt suprimate la școală și la locul tău de muncă. Amuzant, nu-i așa? Amuzant că sunt mai îngrijorat de ce cred alții despre mine decât ce crede Dumnezeu despre mine. Te gândești? Dumnezeu te-a ales. Fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze și să-și arate fața strălucitoare asupra noastră. Amin.